Această carte se dorește a fi un argument. Un argument pentru ca autoritățile locale să rezoneze totuși la dorința noastră și nu numai a noastră, a tuturor iubitorilor de aviație din această parte de țară, să se înființeze acest muzeu aeronautic al Transilvaniei, pe care ne dorim cu toții. Cartea este o prezentare ușor mai specială, în sensul că din dorința de a răsplăti pe cei care au scris strădania lor, la începutul textului este o poză cu autorul, cu niște date biografice și apoi conținutul textului, care este presărat cu imagini, în așa fel încât cartea să fie cât mai atractivă cu putință.